Mijer a ieșit, excepțional, trece Dumiter. A fost o gravă greșeală lui Dussault. Dumiter în fața golului, pasă, nu se poate să ratezi. Și nu ratează până la urmă Robert Popescu. De rezultate, Kiki aruncă această minge pentru Mazilu. Șut cu dreptul, ușor deviat. La strategie este utilă, zicem, acest contraatac, pasă excelentă pentru Dumiter. Dumiter scapă, Dumiter! Extraordinar! Se face 3-0, nu există apărarea celor de la Farul. Constanța, suporterii Farului, vezi pe acest cadru acolo în partea din dreapta sus. Și este golul de 3-1! Rivaldinho! Nici vorbă de offside aici. Totul regulamentar. Golul lui Rivaldinho, moment de inspirație pentru Hagi, chiar dacă nu este pe bancă el. Un 2 cu Rivaldinho, sârbu, centrare, respinsă de Ricardinho. Gata, dacă mă înșel, Boboc las-o, a lăsat-o și s-a încasat golul. Șut care ocolește vinclul al lui Grameni, bună execuție. Centrare, gol senzațional, 4-1. Iată ce se întâmplă, dublă și pentru Rivaldinho, imensă greșeală defensivă. Vă spuneam că a intrat foarte bine în joc. Greșeală imensă a lui Jesus Fernandez. Eroare monumentală, 4-2. Ce greșeală, ce prostie de la un portar cu atâta experiență. Centrare spre Rivaldinho, extraordinar, putea să facă 4-3.